Florica, comună europeană. Așezată în partea de sud a județului, comuna Florica dispune de toate facilitățile necesare unui trai decent și civilizat. Locuitorii comunei beneficiază de un sistem de alimentare cu apă și canalizare. Infrastructura rutieră, total modernizată, asigură condiții de circulație moderne, îndeplină siguranță pentru participanții la traficul rutier. A fost finalizat proiectul de modernizare a tuturor străzilor din comună, prin asfaltare, marcaje rutiere, acostament și indicatoare rutiere. În zona centrală vom amenaja o alee pietonală în jurul parcului până la Căminul Cultural și după aceea, floricenii știu, vechea alee care traversa satul de la un capăt la altul. Vom face accese la proprietăți în condiții foarte bune. Astea în condițiile în care noi am terminat cu asfaltarea și nu mai puteam să mai venim cu proiecte pe asfaltare. Am finalizat asfaltarea la întreaga comună și acum am venit cu aceste podețe de acces, iar pe viitor, în viitor apropiat, să venim și cu partea de trotuare pe fiecare stradă. Totodată a fost asfaltat și drumul de acces către cimitirul vechi. Protecția mediului reprezintă una din problemele acute ale comunității, fiind preocuparea permanentă și prioritară a administrației locale. Societatea de salubrizare, aflată în subordinea Consiliului Local al Comunei, colectează gunoiul selectiv. Noul sediu construit al societății este compus din hală, curte betonată, dotată cu utilități și tehnică necesară pentru colectarea, sortarea și balotarea deșeurilor menajere și reciclabile. 99% din gospodării având contracte încheiate pentru ridicarea gunoiului menajer și reciclabil. Și vrem să achiziționăm o camionetă pentru a colecta deșeurile reciclabile din sat și pentru a le transporta la operatorul regional care face colectarea și sortarea acestor deșeuri. Educația a fost și ea prioritară pentru edilul comunei, Ion Zaharia. Infrastructura școlară cuprinde grădinița nou construită, cu toate utilitățile necesare, școala generală din clădirea veche, reabilitată și școala nou construită. Suntem în faza de achiziție pentru dotare mobilier, material didactic și aparatură IT la școala gimnazială Florica. Orele de sport și alte activități sportive se desfășoară pe un teren de sport multifuncțional. Vrem pe viitor să amenajăm și curtea la grădiniță, după ce am terminat parcul central. În domeniul sănătății, infrastructura este asigurată printr-un centru medical modern, unde funcționează o farmacie umană, cabinetul medicului de familie și cabinetul stomatologic dotat cu aparatură modernă achiziționată de primărie și închiriată medicului stomatolog. Săptămânal se asigură de către o clinică de specialitate recoltarea analizelor de sânge pentru locuitorii comunei. Avem depus la Ministerul Economiei pentru eficientizarea consumului de energie electrică pe energie verde un parc de panouri fotovoltaice cu o putere de 130 de kW, prin care vom acoperi consumul de curent la nivelul întregii comune. Mă refer aici la iluminat public și instituții publice, primărie, școală, Căminul Cultural, centru medical. Siguranța cetățeanului s-a aflat în atenția administrației locale. În comună funcționează un sistem de supraveghere video care acoperă zona instituțiilor publice și intersecțiile de intrare și ieșire din comună. Căminul cultural va fi reabilitat energetic, după un proiect aflat în implementare. Reabilitare, dotare, modernizare și extindere cămin cultural. E o dorință mai veche a noastră și am reușit să depunem documentația la Compania Națională de Investiții și avem șanse mari, sper, anul acesta să obținem și finanțare. Ultima discuție care am purtat-o, ultimele documente care le-am depus, ne dă speranțe că vom obține și vom semna contractul de finanțare în acest an. Comuna dispune de iluminat public corespunzător, care acoperă toată raza satului. De asemenea, există acces la telefonie fixă și mobilă, acces la internet și televiziune prin cablu. M-am dedicat satului meu pe care l-am iubit și unde m-am născut. Ambiția mea a fost să realizez și să las ceva în urmă. Ia sigur pe floriceni că în continuare voi adăuga la realizările care se văd în comună. Florica, comună europeană.